Dragii mei, frați și surori, ne duc aminte ultima dată când am fost la dumneavoastră și asta mi-am adus aminte când fratele Iosif a anunțat că s-ar putea să se intre în prelungiri în seara asta. Mi-aduc aminte când am fost ultima dată aici la dumneavoastră, era într-o sâmbătă seara în timpul unei campanii de evangelizare și eu, duminică dimineața, trebuia să ajung la Suceava. Și am spus fratelui Iosif, frate Iosif, nu stau nici la masă, nu stau la nimic, când zic amin, m-am urcat în mașină și am de mers până la Suceava, mâine dimineață trebuie să ajung. Fratele Iosif, la final, a zis, fraților, eu cu fratele Alin o să mergem acolo la ușă să dăm mâna cu fiecare dintre dumneavoastră. Am stat atunci și m-am gândit, o, kilometrii mei până la Suceava, acum o scot eu la capăt. Mi-am tot făcut planuri de toate felurile. A fost un moment special și frumos să pot să vă întind atunci o mână caldă, cu toate că a trebuit eu să intru în prelungiri și să trebuiască să fiu un fil de pui de Schumacher până la Suceava. Dar în această seară, dacă cumva Dumnezeu va rândui să se intre în prelungiri, știți ce ne dorim fiecare dintre noi? Să fie simțită prezența lui Dumnezeu. Cel mai special lucru atunci când ne adunăm împreună e să-L simțim pe Cel pe care îl glorificăm. Altfel, ne-am cam pierdut timpul. Dar pentru faptul că noi vrem în această seară să-L simțim pe Dumnezeu, L-am chemat între noi, îl mai chemăm și vrem încă o dată din toată inima să zicem cu toții, Doamne, cercetează Biserica Betania. Amin. Întotdeauna sau câteodată planul de acasă nu se prea potrivește cu ăla din târg. Am venit spre dumneavoastră cu multe predici în cap. M-am oprit la un subiect. Nu știu cui va fi de folos, dar îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Vreau să vă citesc din Scriptură câteva versete din Isaia, capitolul 12, unde vom citi de la versetul 2 până la versetul 6 inclusiv. Un cuvânt al lui Dumnezeu drag inimii mele, Isaia, capitolul 12, cu versetul 2 până la versetul 6. Vă mărturisesc că m-am gândit ce să predic sau s-a certificat în mintea mea ceea ce să predic în această seară, fiind în birou, acolo cu fratele Iosif. Și încă o dată vă spun, cred că Dumnezeu vrea să vorbească inimilor noastre. Isaia, capitolul 12, cu versetul 2, spune așa. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cântați Domnului că ți-a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău, Sfântul lui Israel. Amin. Înainte să ocupăm locurile, aș vrea să recităm cu toții primul verset pe care eu l-am citit. Și vreau fiecare dintre noi, cu glasurile noastre, să-L spunem într-un cor înaintea lui Dumnezeu și mai apoi mă rog din toată inima Dumnezeu să facă versetul ăsta o frumoasă realitate în viețile noastre. Așadar, haideți cu toți să recitim acest verset din toată inima. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Amin.
E o mare bucurie și pentru mine să fiu din nou aici la dumneavoastră. M-am bucurat să-l revăd pe fratele Iosif, pe fratele Darius. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să îi binecuvinteze pe ei, biserica pe care o slujesc, Dumnezeu să reverse a lui îndurare peste fiecare dintre noi, că e mare nevoie de îndurarea Domnului. M-am uitat la gradele alea de acolo de pe pian și am zis, bă, la 26-27 de grade, dacă e cald aici în interior, Dumnezeu să încălzească și inimile noastre. Dumnezeu să aprindă focul dragostei pentru El în viețile și în inimile noastre și să putem să simțim și în această seară ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Vreau să vă spun ceva. În viața asta pe care noi o trăim, oamenii se împart în categorii. Și facem noi statistici de tot felul. Zice, oameni cu școală, oameni fără școală, oameni cu pregătire într-un anume domeniu, oameni fără de pregătire, oameni cu un anume potențial, oameni necapacitați în mai nimica, oameni care au voce, oameni care n-au voce. Și la un moment dat vine un criteriu foarte puternic, răspândit în vremurile noastre, oameni bogați și oameni săraci. Și parcă atunci când pui statistica asta oamenilor bogați, la ea nu mai contează dacă au și alte elemente favorabile sau nu mai au, important e numai că-s bogați. Te uiți la câte un om sărac și zici, bă, un om sărac, ăsta nu contează de multe ori că poate are multe în cap, poate că el cântă bine, poate că are idei bune, bă, dacă e sărac, să rămână acolo. Și vedeți dumneavoastră, de multe ori ne facem impresie despre cineva și spunem că e un om bogat, înspre exemplu, atunci când îi vezi mașina din curte, atunci când îi vezi că scoate un telefon din buzunar, nu contează că e luat pe rate de la Altex, dar dacă e iPhone 12, un pic mai pătrățos ca 11, bă, dacă îl scoate, e bogat, zice omul. Și te uiți la câte unul, nu contează că plătește leasing de-i sar capacele, săracul nu mai știe cum să-și pună banii, dar important e că el conduce o mașină puternică și atunci zici, bă, ăla e un om bogat. Statistica asta care e în mințile oamenilor și de multe ori atunci când vezi un astfel de om, parcă începi să-l apreciezi mai altfel, începi să umbli cu el așa ca și cu ouăle roșii, cum zicem noi românii. Zici, bă, nu cumva să, că vezi, Doamne, când scrolează așa pe iPhone 12, parcă prinde valoare. Vreau să vă spun ceva. Înaintea lui Dumnezeu, statistica asta pălește, nu prea are relevanță mai deloc. Le-a spus unor oameni că din anumite puncte de vedere între bani mulți și cancer, înaintea lui Dumnezeu nu prea e diferență. Pe unii pentru faptul că Dumnezeu iubește le-o da bani mulți, pe alții pentru faptul că Dumnezeu iubește le-o da cancer. E ideologia lui Dumnezeu, n-avem cum să ne punem împotriva ei, e stilul lui Dumnezeu și nimeni n-are ce să le ia la întrebări. Dar dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun ceva. Aici suntem oameni cu diferite capacități, oameni cu conturile mai goale sau mai pline, oameni cu mașini mai puternice sau mai slabe, dar toate astea înaintea lui Dumnezeu n-au nicio valoare, pentru că vreau să vă spun ceva, din cel mai important lucru de pe planeta Terra, toți cei care suntem aici în seara asta, suntem oameni super bogați, suntem oameni care avem o bogăție extraordinară, toți cei care suntem aici. Cea mai mare bogăție în lume nu sunt avuțiile, nu sunt conturile, nu sunt terenurile care le deții la Dumbrăvița sau ce știu, la Moșnița, că acum atât lumea e cu nebunia cu Moșnița, că atât lumea construiește acolo, nu sunt ce știu, mașina sau ce, mai puneți dumneavoastră ce vreți. Cea mai mare bogăție pe care un om o are și de care are parte și se poate bucura, nu se numește banii, nu se numește familia. Că vin unii și spun, cea mai mare bogăție a mea e familia. Vreau să vă spun în seara asta că cea mai mare bogăție nu se numește familie.
Cea mai mare bogăție de pe pământul ăsta nu se numește nici măcar biserica. Și-ar spune unii, băi, eu sunt bogat, am o biserică frumoasă, avem frați slujitori extraordinari, noi suntem oameni bogați, așa, nu ne interesează celelalte pământe, suntem bogați, avem cântăreți, apropo, aveți un cor și o fanfară formidabilă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bă, avem oameni care cântă, avem oameni care... Ei, vreau să vă spun ceva, dintr-un anumit punct de vedere, cea mai mare bogăție nu se numește nici măcar biserica, nici cântăreți, și nici ceea ce avem noi. Din punctul meu de vedere, cea mai mare bogăție pe care poate să o dețin un om se numește timpul. Că dacă Dumnezeu nu-ți mai dă timp, niciodată nu vei putea să te bucuri de bogăția anumită familie. Că dacă Dumnezeu nu-ți mai dă timp, niciodată nu te vei putea să te bucuri de bogăția care se numește biserică. Dacă Dumnezeu nu-ți mai dă timp, niciodată nu te vei mai putea bucura de ceea ce ai agonisit și ai strâns în viața asta într-un fel sau în altul și bine ai făcut, felicitări. Dar dacă Dumnezeu nu-ți mai dă timp, de tot ceea ce avem și deținem pe lângă noi, nu ne vom mai putea bucura mai deloc. Așadar, toți cei care suntem în seara asta aici, suntem oameni bogați, pentru că suntem încă în timpul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne-a mai dat timp. Timpul e o valoare extraordinară. Dacă vrei să vezi ce valoare are un an de zile, caută o mamă și dacă nu o găsiți, vă fac eu cunoștință cu ea, care timp de 4 ani de zile nu a știut unde-i fiica ei. O pleca fiesa de acasă și 4 ani de zile nu a știut unde-i fiesa de vreo 17-18 ani. Îmi spunea sora asta, frate Alin, de câte ori găseam în ziarul un cadavru neidentificat, fugeam la poliție să văd dacă nu cumva-i fata mea. Și treceau un an, și treceau 2, și treceau 3. Și îmi spunea sora asta, cu fiecare an care trecea, era atât de greu. Și o să vă spună femeia asta ce valoare are un an de zile. Dacă vrei să vezi în viață ce valoare are o lună, întrebați o mamă care a născut prematur. Și o să vă spună, dragul de el s-a născut la 8 luni, are ceva probleme, ne rugăm pentru el. Și parcă așa cu durere de mamă că nu a mai putut să mai țină sarcina o lună. Și stai și te întreb, bă, dar nu a ajuns 8? O singură lună să facă dita mai diferența? Și vei vedea mama că se comportă parcă mai altfel cu acel copil, că zice, bă, s-a născut la 8 luni, a pornit mai greu, trebuie să fiu mai atentă. Și doar pentru faptul că o singură lună era atât de valoroasă pentru acel prunc să mai stea în pânte cu maicii lui. Dacă vrei să vezi în viață ce valoare are o săptămână, întreabă pe cineva care a stat câteva săptămâni la căpătâiul unui om drag și cu care mai apoi acel om poate a plecat de pe pământul ăsta, a stat lângă el, o trebuie să-l schimbe, să-i dea de mâncare, să-l poarte, să-l ducă și să-l aducă și o să vă spun acea persoană cât de greu treceau săptămânile alea grele. Dacă vrei să vezi în viață ce valoare are o zi, spre exemplu, căutați pe cineva născut în 29 februarie. La asta-i vine ziua în modată la 4 ani. Eram într-o biserică și eu am zis treaba asta și păstorul de pe bancă a strigat, eu sunt 29 februarie. Și o să vedeți că noi cântă la mulți ani, din fiecare an, așa cum poate nouă ni se întâmplă și odată la 4 ani vine cineva că își aduce aminte, bă, zi 29 februarie, ziua lui, hai să-l felicit. Și o să vedeți că vă va spune, știi ce important e pentru mine 29 februarie? Dacă vrei să vezi în viață ce valoare are o oră, întrebați și aici, puteți să vă faceți un test, toți soții și toate soțiile, întrebați doi oameni îndrăgostiți și ei vă vor explica, dar de adevăratele îndrăgostiți, și ei vor să vă explice ce valoare are o oră, o singură oră. Aduceți-vă aminte atunci când, înainte să vă căsătoriți și mergeați la cele care v-au devenit soții, la cei care v-au devenit soți, cât fac 2 ore cu trenul? Bă, dar nu merge mai repede trenul? 2 ore, ți-era atât de greu să stai 2 ore în tren. Bă, dar 2 ore, mă, nu-s 2 zile. Dacă vrei să vezi ce valoare are un singur minut, întreabă un om care a pierdut măcar o dată în viața lui un tren. Și îți va spune, am ajuns la fix,
la fixul tău, nu și a CFR-ului. Zice, când am ajuns în gară, a plecat trenul. Am întârziat un minut, dar n-au putut și ăștia de la transporturi feroviare să mă aștepte. Un singur minut face diferența de oră la destinație. Un singur minut dacă ai ajuns prea târziu. Pentru că un singur minut are o valoare extraordinară. Dacă vrei să vezi în viață ce valoare are o secundă, întrebați șoferii, mai ales șoferii de cursă lungă, și vă vor spune așa în poveștile astea șoferilor, o secundă de neatenție și eu și cei din mașină am fi fost praf, pentru că o singură secundă are o valoare extraordinară. Dar noi suntem oameni în seara asta care n-am primit din partea lui Dumnezeu doar secunde. Noi suntem oameni în seara asta care n-am primit din partea lui Dumnezeu doar minute, doar ore, zile, luni sau ani. Suntem oameni aici care primim din partea lui Dumnezeu și am primit până astăzi zeci de ani de zile. Și Dumnezeu în bunătatea Lui a mai strigat viață pentru noi și sufletele noastre și în dimineața asta. Și Dumnezeu a zis, mai dă-i la Alin viață, mai dă-i la Alin o zi, mai dă-i la Alin un an. Și am intrat în 2021. Oameni buni, eu atât de șocat am fost când a trebuit să trecem noaptea dintre ani. Mă eram la un moment dat la școală, ce este un anii 90, un pic după, și la un moment dat când noi scriam acolo 1997 și auzeam vorbindu-se de anii 2000, 2020, 2021, science fiction, noi ziceam, n-o mai fi noi, o să zboare farfuriile extraterestrilor în anii ăia, cine știe unde am fi noi, nici n-aveai curaj să te gândești la 2020. Și iată-ne că Dumnezeu ne-a mai dat și timpul ăsta să ajungem în anii 2021 și să putem să trăim și vremurile astea. Și ne-a mai îmbogățit Dumnezeu și cu anul ăsta. No, nu vă simțiți oameni bogați. Dar vreau să vă spun ceva. Întotdeauna un businessman inteligent cu ceea ce are reinvestește și încearcă să producă din ce în ce în tot mai mult. Cu ceea ce are, va reinvesti și va încerca să producă din ce în ce în tot mai mult. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu din cer ne-a mai îmbogățit cu anii pe care ni-i mai dă să-i trăim, ca să putem să investim pentru veșnicia care urmează, pentru ceea ce va veni în curând. Și să putem să fim oameni binecuvântați și dincolo cu veșnicia Marelui Stăpân. Ne-a îmbogățit Dumnezeu aici cu timp. Și din timpul ăsta Dumnezeu spune, ascultă-mă, dacă ești om deștept, vei ști să investești pentru cer și pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne-a mai dat Dumnezeu timp și vreau să vă vorbesc dintr-un anumit punct de vedere de ce Dumnezeu v-a mai dat și mi-a mai dat timp. Mi-a mai dat Dumnezeu timp ca eu cu viața pe care Dumnezeu mi-a dat-o să produc o proclamație la adresa lui Dumnezeu în fiecare zi. Într-o vreme ciudată, într-o vreme confuză, într-o vreme în care oamenii nu mai știu cum să reacționeze, mai trebuie să mai existe oameni care se simt bogați că Dumnezeu le-a mai dat timp să proclame ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să proclamăm și din viețile noastre să facem o proclamație la adresa lui Dumnezeu. Întotdeauna în vremea asta în care e plină de războaie și spirituale, în care diavolul încearcă să atace mințile noastre, să ne pune la că vreți așa într-un moment destul de ciudat, să ne pune într-un moment în care să nu mai știm ce să mai credem, să nu mai știm încotro să o luăm, să stai mereu panicat și în frică, Dumnezeu îi caută pe oamenii cărora le-a mai dat timp. Gândiți-vă că Marele Arbitru s-a ridicat la, dacă vreți așa, la marginea terenului vieții noastre, a mai ridicat tabela și a mai zis încă un an de zile și am intrat în prelungirile lui Dumnezeu. Anul 2021, nu-i că-l merităm, anul 2021 că Dumnezeu în bunătatea Lui a zis, hai să-ți mai dau o prelungire. Și mai apoi tu să știi ce să faci cu ea. Eram în clasa 12 și aveam în clasă niște fotbaliști. Mor nenorocit ăștia la minte cu ei. De câte ori vineau, erau tot echipa păcii, luau bătaie de la toți, Giu Petroșan. Zice, mă, vineau ei și povesteau în pauză. Zice, mă, dacă ne mai dădea arbitru încă 3 minute în plus, cred că dădeam gol. Eu râdeam de ei de numai, bă, amărâților. Păi dacă 90 de minute n-ați dat gol, iată că în 3 minute făceați voi marea cu sarea.
Așa sunt unii oameni, le dă Dumnezeu până la 50 de ani și la 50 de ani îi pune Dumnezeu pe pat de spital și începe văicăreala aia ieftină. Oh, dacă Dumnezeu mi-ar mai da putere, ce m-oi pocăi eu? Dacă Dumnezeu mi-ar mai da putere, ce de treabă o să fiu eu? Dacă Dumnezeu o să facă, o să fiu altfel. Vezi de treabă. Dumnezeu te ține azi la 30, 40, 50, 80 de ani poate. Și trebuie să înțelegi că Dumnezeu ți-a mai dat timp, că Dumnezeu ți-a mai prelungit viața ca să faci ceva favorabil pentru cer, ca să devină o proclamație la adresa lui Dumnezeu. Dacă se sperie diavolul de ceva pe planeta Terra, e de oamenii care trăiesc curați și sfinți și care trâmbițează asta prin viața lor proclamată în fiecare zi și văzută de alții. Pentru că noi suntem în seara asta aici pentru că alți oameni înaintea noastră au avut curajul să proclame cu viața: eu sunt copilul lui Dumnezeu. Au avut curajul să proclame indiferent de prețul care trebuie să-l plătească. Gândiți-vă la Matei, omul lui Dumnezeu din Scriptură. L-a luat la un moment dat după un schimb de vorbe în curtea împăratului din Etiopia și l-au înstrăpuns cu o suliță prin spate într-un mod laș. Au zis: bă, nu ne mai zi de Dumnezeul tău ăsta, tu-o proclama. Eu am un Dumnezeu, eu am un Dumnezeu, eu am un Dumnezeu. Atâta i-a iritat pe ea până l-a omorât. Pe Marcu l-au târât pe străzile din Alexandria. L-au legat de un cal de mâini și de picioare și au zis: Marcu, dacă tu nu o să-L mai proclam pe Dumnezeu, noi oprim calul și nu o să mori. Și Marco sta legat de mâini și de picioare, dezbrăcat și târât pe străzile din Alexandria și și-o dat bărbatul ăsta ultima suflare, dar proclamând și prin moartea lui martir că el e cel care îl slujește pe Dumnezeu cu viața până la ultima picătură. Pe Luca l-au spânzurat de un măslin în Grecia, le-au pus triangul la gât la Luca, l-au legat de măslin, i-au pus caunul sub picioare și au zis: Luca, mă permiteți parafrazarea mea, Luca, leapădă-te de Dumnezeu și nu tragem scaunul. Și Luca au zis: bă, nu, eu nu mă leapăd. Bă, omule, îți dăm o șansă, nu tragem scaunul. Nu mai vrei să mai trăiești. Eu vreau să mai trăiesc, dar vreau să proclam tot pe Hristos. Nu te lepezi, nu mă leapăd, ori tras scaunul. Pe Bartolomeu, zice istoria, era practica aia barbară, te tăia pe șirea spinării cu un cuțit, iar mai apoi te jupuiau de viu. În momentul când l-o tăia pe Bartolomeu pe șirea spinării, putea să strige Bartolomeu: stop, că nu-L mai proclam pe Hristos, gata, intru și eu între șmecherii orașului, nu-L mai proclam pe Hristos, intru și eu între ăștia care fac numai combinații false, nu-L mai proclam pe Hristos, fac și orice altceva, numai pe Hristos nu-L mai proclam. Lansați-mă la loc! Nu. No. A avut curajul Bartolomeu să stea până la ultima suflare. L-au jupuit de viu și a murit omul ăsta ca și un martir. L-a așteptat de marele stăpân în gloria lui. Pe Iacov cel mic, zice istoria, că l-au aruncat de la etajul al doilea. Cade Iacov cel mic jos și nu a murit. Coboară ăștia și-l văd că pe Iacov cel mic încă mai respiră. Și îl întreabă: bă, te lepezi de Hristos sau tot o să-L proclam pe Dumnezeu ăsta? Cu ultimile puteri, Iacov dă din cap că nu se leapădă. Continuă istoria și spune, atâta l-au lovit cu bâtele, până când Iacov, sub bâtele lor, și-a dat ultima suflare. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Noi suntem oameni aici pe care nu-i bate nimeni, pe care nu-i jupoaie nimeni, pe care nu-i spânzură nimeni. Suntem oameni care nu ne leagă nimeni după mașină ca să ne târie prin oraș. Suntem oameni lăsați în libertatea lui Dumnezeu și oameni care mai avem ocazia să-L proclamăm pe Cel Preanalt. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Vreau să vă spun prima proclamație de care trebuie să avem parte toți în viață dacă vrem să Îl vedem pe Dumnezeu. V-am citit în seara asta o proclamație frumoasă a Bibliei. Și ascultați-mă, ați recitit-o dumneavoastră cu voce tare. Mai puneți, vă rog, versetul 2 din Isaia 12. Și uitați-vă bine la versetul ăsta. Știți ce a zis? Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Ați spus-o dumneavoastră. E una dintre cele mai frumoase proclamații ale Bibliei. Dacă proclamația asta să devină realitate în viețile noastre și atunci când ți-e mai greu să poți să spui, iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, e obligatoriu ca și tu să proclam cu viața și ascultați-mă bine, trebuie să spui cu viața în fiecare zi la ceea ce scrie aici, da, eu cred.
Îi mai caută Dumnezeu pe oamenii care să mai proclame, da, eu cred. Eu îl cred pe Dumnezeu, eu cred în jertfa lui Hristos, eu cred că există un Mântuitor, eu cred că Iisus Hristos a venit și pentru mine, eu cred că Dumnezeu e acel care mi-a mai dat viață, da, eu cred. Îi mai caută Dumnezeu pe oamenii care să mai proclame asta din toată inima, care să mai proclame asta cu tot ceea ce au ei. Dragii mei, cu bla bla bla, nu-l prostim pe Dumnezeu. Mă crez, cred și eu. De multe ori îl păcălim pe Dumnezeu cu fraze, îl păcălim pe Dumnezeu cu sintagme. Credem noi că îl păcălim pe Dumnezeu, așa faptul că exprimăm anumite lucruri, dar Dumnezeu vrea ca oamenii să proclame cu viața. Eu cred că Dumnezeu din cer e acel care mă vrea și pe mine și în credința asta eu trăiesc în așa fel încât fac onoare lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți! Știți că sentimentul iertării e un sentiment care se simte? Eu mai întreb pe câte unii, băi, ești iertat? Bă, omule, tu crezi că ești iertat? Da, mă văd așa că insist deja să bâlbuie, nu știe, zice el. Mă, omule, vreau să tu crezi că Dumnezeu te-a iertat? Probabil. Știți că sentimentul iertării se simte? Că dacă nu simți sentimentul iertării, cam crezi degeaba? Hai să vă spun ceva. Vă dau un exemplu din viața de zi cu zi. Dacă un copil face o prostie acasă și la un moment dat maica sa îi spune, fii atent, vine tată toșo ei. Și el știe că tata nu se joacă, atunci când face prostii, tata îi dă ce trebuie. Și la un moment dat, ăsta își vede de treabă copilul, nu-l interesează. Vine din nou maică și spune, mă, potolește-te, nu mai bate pe asta mică, că vine tată tu acasă și o iei. Nici nu-l interesează. Intră tata în casă. Șoc! O intra tata. La un moment dat încep rugăciunile. Doamne Iisuse, fă cumva să nu-i spună mama la tata. La mama se ține de cuvânt și îi spune la bărbatul său, zice, auzi, ăsta mi-a făcut zilea mare astăzi, o bătut-o pe aia mică, o dat-o cu capul de pereț, o vărsat aia, o spart aia, o sări pe dulap, s-o întors și taică s-o stă, se uită, mă, știi, se uită tata așa lung și zice, caută-ți o curea și așteaptă-mă la tine în cameră. Deja respirația i s-a cadat. N-avea curaj să zică, n-o găsesc, că știa că e mai grav. Mere caută, se duce în cameră, mere tata. Mă, de ce ai făcut asta? Ce explicație să ai? Liniște perfectă. La un moment dat, zice tata, mă, omule, aștept explicații de la tine. Ăsta începe să sughițe de plâns. Nu plânge când vorbesc cu tine. La un moment dat, copilul cu ultimile puteri și încearcă ultima șansă și zice, tati, te rog frumos, mă ierți? Tata nu zice nimic, preț de câteva momente e liniște, deja bătăine, e limit, deja copilul un prag de palpitații, începe să respire s-a cadat, n-are curaj să ridice capul din pământ. Tata într-un final milos îi spune, bine te iert, dar să nu mai faci. Acum eu vreau să vă întreb ceva. Cum se va comporta copilul măcar în seara aia? Dacă mere maică-sa și îi spune, du-te, ia o ciocolată și dă-i și la soră ta, dă-i, le dă pe amândouă. Du-te, fă-ți temele. Știe tabla mulțirii pe de rost, dintr-o dată. Dacă mere și îi spune, du-te, du gunoiul, l-ar duce și pe ăla de săptămâna viitoare. Știți de ce? Cu a avut parte de o iertare, el crede asta și începe, dacă îl întreabă cineva, bă, taică, tu-i bun? Da, e cel mai bun tată. De ce? Crede că o simțit iertarea tatălui. Eu vreau să vă întreb ceva, dacă v-aș întreba în seara asta, sunteți oameni iertați de Dumnezeu? Pentru că iertarea e un sentiment care se simte și se poate dovedi. Un om iertat îi ia în brațe pe toți. Un om iertat zâmbește la toată lumea, pentru că el crede în iertarea lui Dumnezeu. Un om iertat, simțind iertarea marelui stăpân, e în stare să iubească pe oricine. Oamenii care vor să aibă parte de versetul ăsta din Isaia 12:2, e obligatoriu să-l spună în fiecare zi, da, eu cred, eu cred în Dumnezeul care mă iubește, eu cred în jertfa de la Golgota. Mai întreb pe câte unii, crezi în Hristos, crezi în jertfă, da, păi și atunci de ce calci jertfa
lui Hristos în picioare. De ce atunci când dai tu mendrele tale, când trebuie să faci tu combinațiile tale, uiți că-și Hristos într-o zi s-a pus pe lemnul crucii pentru tine, uiți că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine, tu cum crezi în Golgota? Pentru că acolo s-a murit și pentru tine și tu calci în picioare jertfa asta. Îi caută Dumnezeu pe oamenii care să proclame cu viața: eu cred în Hristos și în puterea învierii Lui, cred în jertfa de la Calvar, cred în sângele care mă spală, cred în iertarea lui Dumnezeu, și asta să o proclame în fiecare zi cu viața, cu trăirea, cu sentimentele, cu atitudinile. Doamne, ajută-ne pe toți! La un moment dat trece Domnul prin cetatea lui Bartimeu și începe Bartimeu și spune: Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine. Și vin ăștia și spun: bă, nu mai zbiera, că iei bătaie, nu mai mânc săptămâna asta, nici nu mai aducem de mâncare. Ăsta începe și strigă și mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine. Mă, taci, mă! Și Biblia spune că după ce l-au certat, Bartimeu a început să strige și mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine! O fi venit cineva: bă, dar de ce strigi în halul ăsta? Pentru că eu cred că dacă Hristos mă aude, pentru că eu cred că dacă Hristos se întoarce la mine, eu voi putea să văd cu ochii și voi putea să merg singur acasă, fără să mă ducă cineva de mână. Gândiți-vă la următorul pasaj din Scriptură. La un moment dat, un bărbat slobănoc stătea în pat acasă, singur, el în pat, îi bate la ușă patru prieteni, zice: bă, n-ai vrea să facem noi cinci așa o plimbare? Pe unde să mă duc? Bă, Iisus Hristos, e la evanghelizare, e undeva într-o casă și merg să te ducem să te vindece Hristos. Bă, oameni buni, stați numai puțin. Păi da, noi merem în sat, mă purtați cu patul, eu nu pot să merg, mă purtați voi cu patul, dacă nu se întâmplă nimic, nu mă tași că noi credem. Noi credem că Iisus Hristos o să se atingă de tine. No, fain. S-au luat ăștia cinci, l-au pus bă la al cincelea pe pat, pe targă, dă-i drumul. L-au văzut oamenii pânsat: bă, ce faceți? V-ați luat o razna? Păi începe să bumblați cu ăștia pânsat, cu bolnavul. Unde mereți? La Iisus Hristos. Păi de ce? Că noi credem că Hristos îl vindecă. Pentru că vă spuneam mai devreme că orice credință trebuie dovedită. Că dacă vrei să proclam cu gura că tu crezi în Hristos, trebuie să dovedești cu viața. Ăștia au luat fiecare de câte un colț și au zis: dovada faptului că noi credem că Iisus Hristos te va vindeca, noi suntem în stare să te plimbăm cu patul prin tot satul. S-o lua și s-o dus, la un moment dat au ajuns în fața casei. Puzderie de oameni. Aia nu erau așa de treabă ca noi în 2021, cu bun simț. N-a zis nimeni: o, sunteți cu bolnavul, poftiți, vă rog, intrați, poftiți, da de unde? Nu i-a băgat nimeni în seamă. Iisus, taman în mijloc. N-a putut să mai predice de lângă un geam, de lângă o ușă, fix în mijloc. Ăsta de pe pat a zis: bă, v-ați lăudat că voi credeți. M-ați plimbat degeaba și acum hai să vă văd. S-o fi uitat unul la celălalt. O zis: bă, uneori credința costă. Ai ceva prieten la Bramac, la Tondah, că trebuie să spargem acoperișul, că uneori credința costă. Pentru faptul că oamenii ăștia l-au crezut pe Hristos, că dacă va ajunge prietenul lor în fața lui Iisus Hristos, va pleca acasă vindecat, erau gata să plătească pentru credința lor. Pentru că atunci când vrei să proclam cu viața: da, eu cred, trebuie să înțelegi că pentru o astfel de credință e posibil să plătești. Poate nu ne va lăsa Dumnezeu să plătim ca și Matei, ca și Luca, poate nu ne-a lăsat Dumnezeu să plătim ca și Bartolomeu, ca și Marcu, dar într-un fel sau în altul, pentru credința noastră pe care noi o exprimăm ca să poată fi văzută în afară, poate e posibil să trebuiască să plătim. Oamenii care sunt gata să plătească prețul credinței lor sunt oamenii care au curajul și pot să proclame din toată inima: da, eu cred în Dumnezeul cel atotputernic. La una din bisericile din Apocalipsa, la biserica din Smirna, vine Domnul și îi spune o paranteză acolo care pe mine m-a uimit: știu sărăcia ta, dar ești bogat. Știți care era bogăția bisericii din Smirna? Bogăția pe care biserica din Smirna o avea era prezența lui Dumnezeu vădită între ei.
Istoria zice că în momentul în care oamenii ăștia au fost oamenii arenelor romane. Erau oamenii care îi vedeți voi prin anumite filme făcute acum, că își țineau prunci în brațe și veneau lei și le sfâșea prunci. Ăștia erau membrii bisericii din Smirna. Și oamenii ăștia stăteau în arena romană care huiduia și vuia din dorință de sânge. Și la un moment dat, zice istoria, deseori se făcea o liniște cumplită. Toată lumea amuțea. Pentru că din arena romană se înălța o cântare spre Dumnezeul cel atotputernic. Oamenii care credeau în Dumnezeu începeau să cânte în credința lor, își dovedeau credința, nu dădeau în disperare, începeau să cânte. Zumzetul care se ridica din arenă amuțea toți spectatorii și la un moment dat era o liniște în tribună și se auzea numai cântarea spre gloria lui Dumnezeu. Și a venit Domnul și spune: da, voi să luptați până la final în credința voastră, pentru că vă așteaptă cununa vieții veașnice. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Mai sunt oameni care vor să mai exprime astăzi cu viața: da, eu cred. A doua proclamație pe care trebuie să o aibă viețile noastre în fiecare zi după ce spunem da, eu cred, trebuie să putem să spunem da, eu pot. Bă, de crezut ca de crezut, hai că o scoatem noi cumva la capăt. Dar cu pututul nu știu cum ne iasă. Cel care, apostolul Pavel, când a zis pot totul în Hristos care mă întărește, nu era pe bănci tapizate frumos în vreo biserică. Era în închisoarea romană, unde istoria spune că era aer insuficient, grasie câtă vroiai, era lumină puțină, umiditate extraordinară și deseori îi mușca șobolanii. Într-un astfel de condiții vine apostolul Pavel și spune: eu pot totul în Hristos care mă întărește. Nu mai suport, frate. Soră, cum e? Nu mai pot. Frate, cum e? Ai, nu mai pot. Bă, în vreme în care mănânci două feluri duminică la amiază, apropo, au fost bune șnițelele de astăzi. Bă, într-o vreme în care te uiți și zici, bă, chiftele cu maioneză, nu vreau altceva. Într-o vreme în care mănânci pe alese, într-o vreme în care mergi pe picioarele tale, într-o vreme în care ai tot ce vrei și mai auzi pe câte unul că se plânge de mai să-l crezi. Oameni buni, avem de multe ori peste ceea ce avem nevoie și cu toate astea nu ne uităm la oamenii care au stat în pușcăriile comuniste și nu s-au plâns ca noi. O compus fratele Traian Dos frumoasa cântare: nu te îndoi, ci crede, că-și după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește în gardianul care îl călca în picioare, și uită-te la Dumnezeu. Și s-a ridicat fratele Traian Dos și a zis la Richard Vrumbran: Richard, mi-a dat Dumnezeu o cântare. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și-au ieșit oamenii ăștia din pușcăriile comuniste, ori continua să-L slujească pe Dumnezeu, pentru că puteau. Noi, în generația noastră, o generație în care zice: nu mai pot, dar nu mai pot, dar atât e de greu, atât e de ciudat. Dragii mei, ascultați-mă bine, Dumnezeu din cer îi caută pe oamenii care să mai își dorească să spună: și eu pot în Hristos, și eu pot să-L arăt pe Iisus, și eu pot să cânt, și eu pot să fac o faptă bună, și eu pot să iert, și eu pot să iubesc, și eu pot. A fost tânărul bogat care a fost tare greu să renunțe. A zis: mă, vrei ca să mă urmezi? Da. No, bine, du-te, dă-ți averea, împart-o și hai înapoi. Na, nu pot. Nu pot. Dragii mei, frați și surori, ascultați-mă bine, în seara asta Dumnezeu din cer vrea să ne învețe că pentru cel care crede din toată inima în fiecare zi, va putea să-L trăiască pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Dacă tu-L crezi pe Dumnezeu din toată inima și arăți asta și altora, vei putea să renunți la invidie. Oh, imagină pe mulți. Praf îi face. Bă, dar ce cură de slăbire ți-i, că ai cam slăbit? Altul de lângă zice: nu, nu, era să moară de ciudă. Nu m-a slăbit. Ascultați-mă bine, în momentul în care în viață
tu nu-L crezi pe Dumnezeu cu tot ce ești și cu tot ce ai, să arăți și altora, nu vei putea să-L vezi pe Dumnezeu. Dar în momentul în care în viață tu-L crezi pe Dumnezeu și îl trăiești pe Dumnezeu în credința asta, vei putea să vii la biserică. În momentul în care se cântă, biserica să acopere fanfara. Să cânți din toată inima, pentru că tu poți să lauzi pe Dumnezeu cu inima liberă, pentru că tu i-ai iertat pe toți, pentru că tu iubești pe toți, pentru că tu faci tot ce stă în putere, să poți să-L glorifici pe Dumnezeu și Duhul tău să se întărească în fiecare zi, pentru că tu poți să fii așa cum Dumnezeu își cere. Sunt momente în viață când poți. Mi-aduc aminte, și am spus eu des asta, am făcut 8 ani de pian la Școala Populară de Artă și am avut un coleg, Citacatira Marvin Kudzai, îl chema, african. O veni Marvin la școală și îi spunea la cea care l-a ducea la școală, îi spunea bunii. El era negru cu părul creț, cârlionțat ca africanii și doamna asta era albă și la ten și căruntă. Eram undeva prin clasa 4-a, 5-a, nu mai țin minte și am zis, bă Marvin, eu nu mai pricep nimic. Tu cum îi zici bunii, mă, la femeia asta? Tu ești negru și ai albă, nu mai pricep nimic. Și Marvin într-o zi îmi povestește, a zis, Alin, tatăl meu a fost student în România, s-a căsătorit cu mama mea, am ieșit eu, tatăl meu s-a întors înapoi în statul Zimbabwe. Statul Zimbabwe nu l-a mai lăsat pe tata să vină în România, mama s-a recăsătorit, a început calvarul pentru mine și în timp ce mama mea mă bătea cu furtunul de la mașina de spălat, bătrânica asta a trecut prin fața porții. O venit la mama mea și a zis, nu-l mai bate, dă-mi-l mie că-l cresc eu, că eu pot, că am 70 de ani, tu la 30 nu poți. Dă-mi-l mie că-l cresc eu. Îl o dat la bătrânica asta să-l crească și asta i-a devenit bunii. Îl aducea la orele de pian, îl lua de la orele de pian. Eram undeva acolo vecin de blocuri și la un moment dat zice către mine Marvin, Alin, știi ce-i dureros pentru mine, tatăl meu instructor auto? Și eu zis, te văd deși ori cu tata tău, te ia și te duce cu el la ore, la școala de șoferi, îmi terminam temele repede, meream cu tate când mai avea ore după masa, te duci cu el la biserică, te întorci cu el de la biserică, sunteți așa ca o echipă, sunteți extraordinar de așa de apropiați. Eu zis, eu de la tatăl meu n-am primit nici măcar o ciocolată. Bă, în mintea mea și în inima mea de copil m-a prăbușit și am zis, bă, cum prietenul meu să nu primească la text? Am zis, bă, Marvin, eu am auzit la școala duminicală că Hristos, unde Dumnezeu se implică, acolo se întâmplă ceva. În inima mea de copil, atât de tare am crezut, încât am putut să fac o rugăciune, de peste ani m-am mirat și eu de ea. Și am zis, bă, Marvin, fii atent aici, eu cred că dacă noi doi putem să ne punem pe genunchi să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, tai că toți v-a trimit o ciocolată. Era marțea. Marțea și joi aveam orele de pian. Mi-aduc aminte că m-am pus cu Marvin pe genunchi, am dat scaunul ăla care dacă îl făceai în dreapta, merea în jos, dacă îl dea în stânga, urca. Să nu vină domnul profesor, ne-am pus repede cu amândoi cu coatele. Și eu am zis, Doamne Iisuse, te rog frumos să-l asculți pe Marvin, să faci în așa fel să-i trimită taicu sau o ciocolată. Amin. Ne-am ridicat repede să ne prindă profesorul. Dar pentru faptul că știți de ce aia spune Biblia, că dacă nu veți primi împărăția lui Dumnezeu ca și niște copii, să-L crezi pe Dumnezeu și în credință să poți să faci ceva pentru semenul tău. A venit domn profesor Petrescu, ne-am pus la ora de pian, trecut ora am plecat acasă, eu am și uitat, eram copil, nu m-am gândit eu. Joi, din nou la ora de pian, eu am ajuns mai devreme. L-am văzut pe Marvin printre gratiile alea de la școală. El vinea prin curtea școlii cu ghiozdanul în spate, lovea o sticlă de plastic pe post de minge, să-l țărind într-un picior venea și la un moment dat cu o cutie de papuci alb cu albastru sub braț. N-o să uit cutia de papuci cât trăiesc eu. O intrat în clasă, o venit la etajul 1 sus, o intrat în clasă și o zis, Alin, vreau să-ți arăt ceva. Ce, Marvin? O zis, am primit un pachet de la tata și buniul l-a luat azi dimineață de la poștă. O zis, vreau să ți-l arăt. Și deschide Marvin pachetul ăla și era o pereche de sandale albastru cu gri. Bă, frumoase sandale, primite din Zimbabwe pentru Marvin. O ridica Marvin sandalele și era o foaie pe care scria pentru fiul meu, Marvin.
O ridica Marvin foaia și acolo sub foaie era o ciocolată africană din aia cu alune mari. A fost cea mai bună ciocolată pe care eu am mâncat-o vreodată în viața mea. Am desfăcut eu cu Marvin ciocolata și a zis: Alin, tata meu mi-a trimis ciocolata și am mâncat-o eu cu Marvin. Cea mai bună ciocolată. Mersi, pistol cu apă, nu e așa bună ca aia. Atât de bună a fost ciocolata aia, pentru că am simțit că pentru ciocolata am făcut și noi ceva. Ne-am rugat ca Dumnezeu să facă în așa fel, să-i trimită taică-s-o la Marvin o ciocolată. Pentru că în mintea mea de copil am crezut și în credința mea ca și copil am putut să fac ceva în care să-L chem pe Dumnezeu să coboare. Îi caută Dumnezeu pe oamenii care să mai proclame cu viața: și eu pot. Mai pot să mai fiu o mână întinsă, mai pot să mai fiu un zâmbet cald, mai pot să mai fiu o rugăciune pentru cel de lângă mine. În urmă cu vreo 6 ani de zile, verișorul meu Cosmin moare într-un accident rutier, împreună cu Vlad, prietenul lui, 21 de ani și 17 ani. Băieții ăștia doi, înainte cu 7 zile de accident, au intrat în 7 zile de post pentru prietenul lor, care suferea de o boală mai rară, se sfărâmau oasele în el. Au intrat în 7 zile de post înaintea lui Dumnezeu, au încheiat cele 7 zile de post, sâmbătă la ora 4, au plecat de la Petroșani spre Hațeg, nimeni nu știe unde au vrut să se ducă, o altă mașină nu i-au lăsat să depășească, s-au lovit frontal cu alta și au murit pe loc. Băieții ăștia doi sunt cer la Dumnezeu, pentru că și în ziua mormântării lor au rămas mărturii demne de povestit. Au fost oameni care l-au arătat pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Dar oameni care în credința lor înaintea lui Hristos n-au rămas doar la vorbe, au intrat să proclame și cu viața. Și acele 7 zile de post pentru prietenul lor au rămas mărturie. Prietenul lor e în viață, e bine, îl glorifică pe Dumnezeu. Și ăștia alți doi îl așteaptă în cer pe prietenul lor și pe toți acei care vor proclama că ei cred în Dumnezeu. Așadar, dragii mei, în viață când spui da, eu cred, și mai apoi când vei putea să spui da, eu pot, pot să-L arăt, pot să-L trăiesc, pot să-L cânt, Doamne ajută-ne pe toți. O altă proclamație pe care noi trebuie să o avem în viață după ce spui da, eu cred, da, eu pot, ascultați-mă bine, mai trebuie să spui da, eu vreau. Da, eu cred în Dumnezeu, da, eu pot, că-s puternic, pot să-L arăt pe Dumnezeu, dar și-mi doresc asta. Câți dintre noi ne mai dorim să-L arătăm pe Dumnezeu? Câți dintre noi mai vrem să-L arătăm pe Dumnezeu? Știți unde se vede asta? În discuțiile noastre cu vecinii. Știți unde se vede asta? În momentul în care ne întâlnim cu cineva care poate nu cunoaște despre Dumnezeu. Gândiți-vă la Ștefan, stăteau toți cu pietre în mâini să-L lovească pe Ștefan. Stăteau toți cu pietre în mâini să-i spargă capul la Ștefan, să moară lovit și ucis de pietre. Și la un moment dat Ștefan, omul lui Dumnezeu, cu privirea țintită spre cer, începe să spune: da, eu vreau să fiu ca și Hristos. A început să limite pe Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos pe cruce a zis: Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. La Ștefan nu i-au ieșit cuvintele mot-a-mot, dar esența era aceeași. Știți ce a spus Ștefan? Doamne, nu le ține în seamă. Pentru că Ștefan a vrut să fie ca și Hristos. Pentru că Ștefan a vrut să semene cu Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Ștefan a vrut să fie din ceva din Dumnezeu în el. Până în ultimile clipe ale vieții, Ștefan a vrut să-L aibă pe Dumnezeu în el. Câți dintre noi mai vrem să se împlinească în viețile noastre rugăciunea Tatăl nostru? Câți? Sunt unii din generația noastră care n-ar avea voie să zică tată. Se riscă poate când zic asta. Când spui tatăl meu, când spui tatăl nostru, viața trebuie să arate că ești pe numele lui Dumnezeu. Câți dintre noi mai vor tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Unde? Că numele lui Hristos, al lui Dumnezeu în cer, e sfânt. Să se sfințească numele lui Dumnezeu în viața mea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta când mi-e mai greu, hai pe la mine pe acasă, facă-se voia ta când deja mi-a tot așa. Cam așa s-au rugat unii. Dar vine mai apoi un vers din rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa
și la mine acasă. Precum în cer, așa și între mine și soția mea. Precum în cer, așa și între mine și prietenii mei. Precum în cer, așa și la mine în poșetă și la mine în telefon. Precum în cer, așa și la mine în sertarul de la birou unde nu umblă mama. Precum în cer, așa și în toată viața mea. Dacă vrei să îl trăiești pe Hristos de adevăratelea, fă din rugăciunea Tatăl nostru stil de viață și spune lui Dumnezeu, precum în cer, așa și pe pământ, așa și în viața mea și în tot ceea ce am eu. Doamne, ajută-ne pe toți! Și mai caută Dumnezeu pe oamenii care vor să mai proclame cu viața și cu tot ce au ei. Dar eu vreau să trăiesc lângă Dumnezeu. Știți povestea aia? Ca să vă spun cum vor unii. Zice... Unul venea la vecinul său și zice, bă, vecine, nu poți să-mi dai unealta cu tare să-l... Și un vecin, om de treabă, om pocăit, zice, bă, cum să nu-i o dau? Azi i-o dau. Îi dădea unealta, venea înapoi. Dar de câte ori venea cu unealta, venea cu ea stricată. Bă, peste o săptămână, iară vecinul. Zice, vecine, nu poți să-mi dai ciocanul ăla la care am rupt coada săptămâna trecută, că poate totuși ai pus coada între timp. Nu poți, vecinul, om pocăit, venea, dădea ciocanul, iar ăsta venea cu coada ruptă. La un moment dat o zic, bă, nu-i mai dau nimic, dar cum să-l refuz? Că eu sunt pocăit, eu sunt de treabă, bă, cum să-l refuz? Și vine asta, mă, vecine, nu poți să-mi dai drujba aia ta care taie bine. Și mere vecinul, ce stai numai un pic, mere vecinul acolo în șopru, închide ochii și zice, vecine, ți-aș da-o, dar nu o găsesc. Cam așa fac unii. Doamne, eu ți-aș sluji, dar nu te văd. Ei numai cu ochii închiși. Doamne, eu te-aș crede, dar... Dragii mei, frați și surori, dă Dumnezeu N oportunități să vrem să-L arătăm pe El și din păcate deseori le pierdem. Se pierd oportunități cu care nu te mai întâlnești niciodată și pierzi timpul degeaba și vă spuneam că cea mai mare valoare a unui om se numește timpul și pierzi timpul degeaba. Ne dă Dumnezeu momente în care putem să cântăm spre gloria lui Dumnezeu. Și de multe ori pierde momentele alea. Când medicii au spus că Darin al nostru nu va vedea cu un ochi niciodată, și când ne-am dus acasă, și-a venit Carina, fetița noastră a doua, supărată la mine și-a zis, tati, pe Domnul Iisus, nu știe că noi trebuie să-L avem pe Darin cu amândoi ochii. Eu pe mine mă nervează, a zis, e așa supărată că frate s-o nu vede numai cu un ochi. Și o vedeam așa revoltată pe Carina și o zis, pe ce? Nu știe! Eu nu știu că eu trebuie să am un frate care să vadă cu amândoi ochi. Eu auzi și Carina de la trei medici că dacă își va pierde dar în vederea și la ochiul celălalt, îl vom duce de mână. Și oare cum a intrat așa frica și ne-a spus, ce Domnul Iisus? Nu știe! Mi-a dat Dumnezeu ocazia în care am vrut să-i arăt la Carina că Dumnezeul pe care noi îl avem e un Dumnezeu atotputernic. Și am zis, Carina, Dumnezeu știe că tu vrei ca să-L ai pe Darin cu amândoi ochii, dar ascultă-mă, Dumnezeu mai știe ceva, că tu poți să-I mulțumești lui Dumnezeu că are măcar unul. S-a uitat care zic că dacă n-avea niciunul, Carina, tu-L duceai de mână, dacă n-avea niciunul, nu te jucai cu el deloc, dacă n-avea niciun ochi, Carina, nu puteai să-I arăți ceea ce tu ai desenat. Tu mai știu că noi putem să-I mulțumim lui Dumnezeu că are măcar unul. Și mai știu ceva, Carina, am vrut să-I arăt la Carina că avem un Dumnezeu atotputernic, n-am vrut să pierd ocazia și am zis, Carina, mai știu ceva, mai știu că dacă Dumnezeu vrea, va putea să facă în așa fel încât Darin să vadă cu amândoi. I-am dus la un cel de-al treilea control, în care doamna doctor, după două ore de consult, ne-a spus că Darin cu un ochi vede 60% și cu celălalt deloc, 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 a fost exprimarea domniei ei. Eu la un moment dat am zis, Doamne, mintea mea, vreau să te arăt și de data asta și am spus la Carina că Tu ești un Dumnezeu atotputernic. Am luat geaca să-L îmbrac pe Darin și am vrut să plecăm acasă și doamna doctor a zis, domnule Alin, stați numai puțin că mie nu-mi plac oamenii care pleacă nemulțumiți de la mine din cabinet. Vreau să vă arăt că Darin nu vede. I-a pus plasture pe ochi cu care vede 60%, a luat un creion în mână,
practică pe care au făcut-o și ceilalți doi medici și la un moment dat îi spune: Darin, ce am în mână? Fără ochelari, fără lentili, o zis: Darin, ce am în mână? După ce a scos un bon din ăla de la aparatul ei în care ne arăta o miopie extraordinară, în care ne spunea că nici măcar lumina nu o percepe, da, păi să distingă lucruri, zice: Darin, ce am în mână? Darin, printre lacrimi și suspine, că o plâns, că o crezut că îi pune iară picături, nu-l zicea bine pe râpi atunci, și-a zis: un cleion. Doamna doctor, speriată, se uită la noi. O zis: Darin, ce culoare are creionul ăsta? Darin așa pe o zis: loșu. O zis: n-are cum. O zis: Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și Darin zice: o bubuluză. O da cu creionul de pământ. Și-o striga la ea în cabinet: nu are cum. Ne-am dus acasă bucuroși. Am luat-o pe Carina și am zis: Carina, vino să spun ceva. Ți-a fost greu să vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu că Darin vede numai cu un ochi, așa-i? Zis: da. Dar vreau să spun ceva. Că am venit acasă cu Darin și vede cu amândoi. Verifică-l și tu. L-a terminat în după masa. I-a pus plasture și pe ăsta și pe ăsta, i-a aruncat Lego pe covor, caută-l. Era ca un cățeluș numai pe mochetă nostru. O zis: tati, l-a găsit! O găsit Lego, Darin! El era acoperit cu ochiul ăla care ar fi văzut 60%. O găsit Darin Lego, zis: ai văzut, Carina? Am vrut să nu pierd ocazia să-L arăt pe Dumnezeu și a rămas mărturie la noi acasă și ori de câte ori ne rugăm și problema e mai gravă, le spun la copii: ați văzut că Dumnezeu poate, trebuie numai să vreți, să fiți cum trebuie și să-L chemați pe Dumnezeu, să vedeți rugăciuni: Doamne Iisuse, Carina, Doamne Iisuse, acum ai zis: mă, Carina, trebuie să te mai rogi ca Domnul Iisus să te facă mai de treabă, că tot avem probleme cu școala online. Că dispare din fața calculatorului. Și unde e Carina? Carina, hai înapoi, unde ești? Se strigă doamna. Și vine la un moment dat Carina de sus. Doamna tot o strigă: Carina, răspunde. Carina nu răspunde, mă, Carina, vino. Vine Carina, se pune în fața laptopului, o vede doamna și zice: Carina răspunde de la exercițiul 2. Numai ea a fost plecată de 15 minute. Dar care carte? La ce materie? Și la un moment dat stă neclintită. Eu: ce faci, stârnicul, nu se mișcă deloc, stă să uită numai fix. Și soția mea zice: răspunde, spatele laptopului. Și ea: m-am blocat. Ea a vrut să creadă, doamna, că s-a blocat internetul. O trebuie să iau prim laptopul, să creadă că s-a blocat. Ea zice: acum mai trebuie să mai vrei să te rogi ca Domnul Iisus să te ajute să fii tot timpul cum trebuie. Ascultați-mă bine, dragii mei frați și surori, pierdem deseori ocazii pentru că nu vrem să fim cum Dumnezeu ne cere. Îi caută Dumnezeu pe oamenii care vor să mai proclame: da, eu cred, da, eu pot, da, eu vreau. Și întotdeauna când în viață pot să proclam: da, eu cred, da, eu pot, da, eu vreau, atenție mare, atenție mare, vei putea să proclami: da, eu știu. Când în viață poți să spui: da, eu cred. Când în viață poți să spui: da, eu pot să-L arăt pe Hristos și vă și dovedesc asta. Când în viață spui: da, eu vreau să fiu ca și Hristos, indiferent de ce m-ar costa, vei putea să spui în felul următor: da, eu știu. Știți ce a zis Iov? În cele mai grele momente ale lui, când toți l-au făcut praf pe Iov, a zis Iov: eu cred că Dumnezeu nu mă lasă. Știți ce a zis Iov cu atitudinea lui? Eu vreau să fiu cum Dumnezeu mă vrea. Știți ce a zis Iov în timp ce stătea cu ciobul pe grămada de gunoi? Eu pot să nu-L supăr pe Dumnezeu. Pot asta și o să vedeți asta. Și în toi încercării lui, în cele mai groaznice momente din viața lui Iov, și-a ridicat Iov privirea spre cer și a zis așa: eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Când teama îți bate la ușă, când pruncii îți fug de acasă, când medicul zice cancer în metastază, când medicul zice vei depinde de
dializă toată viața. Când medicul zice va trebui să bei pastilele cu pumnul. Dacă până în momentul ăla ai crezut, ai putut și ai vrut, vei putea să spui: eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că Dumnezeu și pentru mine va avea un răspuns. Eu știu că Dumnezeu și pentru mine va avea o vindecare. Eu știu că pentru mine și pentru mine Dumnezeu va avea pace. Eu știu că și pentru mine Dumnezeu va aduce vremuri binecuvântate. Dar dacă n-ai vrut să arăți că tu crezi, dacă n-ai vrut să poți, dacă n-ai vrut pur și simplu că n-ai vrut tu, în ceas de încercare va fi foarte greu să spui: eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Am stat cu Carina în brațe și mi-a zis fratele Iosif să vă zic asta. Am zis-o deseori. La 2 ani și jumătate, când medicii ne-au spus că nu mai sunt șanse mari. Era 5 după masa, în care am vrut să mă țin tare. În timp ce Carina nu mai avea voce, își dădea ochii peste cap, avea o febră până în convulsii, în care am vrut să mă țin tare și am zis: Doamne, facă-se voia Ta. Și în momentul ăla am simțit că solul morții la noi acasă. Mi-am schimbat rugăciunea în secunda 2, că am văzut că nu sunt așa de tare să trec peste asta. Și am zis: Doamne, eu știu că Tu ești viu. Eu știu că Tu ai puterea să numi fata. Și am început să strig în casă: Doamne, Te rog, nu-mi lua fata. Au fost momente în tinerețea mea când o trebuie să dovedesc că eu cred în Dumnezeu. Și pentru aia am fost fraierul clasei. Și pentru aia n-am fost băgat în seamă de unii. Au fost momente când o trebuie să pot și să lupt să pot să fiu altfel. Când alții îmi ziceau că sunt ciociolocul echipei, că eu nu mă duc ei la băute, că eu nu fac aia, că eu nu mă droghez, că eu nu fumez. Dar a venit un moment în care să mă bucur de toate astea și am zis: ce bine că am crezut! Ce bine că m-am luptat să pot! Ce bine că am vrut să fiu pe placul lui Dumnezeu! Că stăteam cu Carina în brațe și simțeam că mi-ar fi prea greu să stau lângă sicriul ei. Și am strigat din nou: Doamne, Te rog, nu-mi lua fata. Pentru că eu știu că Tu deții controlul vieții. O adormit Carina la mine în brațe. Am pus-o în pătuț și soția mi-a zis: când se va trezi, o să-i dau medicamentele. M-am dus în dormitor și am adormit. La un moment dat, după 2 ore în care eu abțipisem, adormisem, Carina, care la ora 5 n-avea voce, plângea și nu se auzea nimic, febră de ardea obrajii și își dădea ochii peste cap în prag de convulsie. Eu fiind cu ușa de la dormitor închisă, Carina m-a trezit din somn cu râsetul ei extrem de colorat. Am sărit ca ars din pat și o văd pe Carina că se juca cu Mateo. Andreea stătea lângă ei cu medicamentele în mână, cu lacrimi în ochi. Eu zic: ce să fac, îi le mai dau? 15 minute mai târziu mă sună un frate, șofer pe camion, și-o zis: frate Alin, la ora 5 Dumnezeu m-a pus să mă rog pentru tine. Am știut că ai nevoie de putere și am zis: Doamne, nu lăsa să se piardă credința lui Alin. N-am știut pentru ce să mă rog în prima fază. Am zis: Doamne, dă-i putere, dă-i putere, nu știu, ajută-l, fă-i. O zis fratele, la ora 6 am văzut într-o vedenie că a venit un înger al lui Dumnezeu la voi acasă. Eu ascultam fără să respir. Și după aia o zis: acest înger a făcut o cusătură în dreptul unei odrasle și a zis Dumnezeu că e ceva ce se poate verifica. Zim ce-i. Eu am mai pus întrebări: ce ați mai văzut, ce-o mai fost? O zis: nu mai pune întrebări, zi ce se poate verifica. Iar ce se poate verifica e că la ora 5 nu a avut voce, era în prag de convulsii datorită febrei excesive.
Și când la ora 7, vocea e la loc și nu mai are gram de febră. Au pus telefonul pe bordul camionului și au continuat rugăciunea, l-am auzit când au zis: glorificat să fie Dumnezeul nostru care trăiește. Pentru că în viață când dovedești că tu crezi, pentru că în viață când tu poți și te lupți ca să poți, pentru că în viață când tu vrei să fii altfel, în ciuda anturajului de afară, va veni vremea când vei putea să spui din toată inima: eu știu că răscumpărătorul meu e viu, eu știu că el orice lacrimă va șterge, eu știu că el orice boală va vindeca, eu știu că el ne așteaptă dincolo de bolta albastră, eu știu că și atâtea zile cât mai îmi dă pe pământ, el poate să-mi poarte de grijă. Eu știu pentru că-l cred, eu știu pentru că pot să fiu, eu știu pentru că vreau să mă țin strâns legat de Dumnezeu până la final. Unii oameni nu mai vor să creadă și nu mai pot să creadă datorită fricii care le umple și le năpădește viața. O să vreau să cântăm o cântare cu toți în seara asta. O cântare care spune așa de frumos: El ne-a iubit venind în lume ca noi prin El să fim salvați. Câți dintre dumneavoastră mai credeți asta? Mâna sus. Mai credeți că Hristos a venit în lume ca eu să am iertare? Ca eu să pot să fiu salvat? Într-o zi să-L simt pe Dumnezeu la mine în cameră, că îmi zice: nu te teme, eu o să fiu cu tine? Pentru că atunci când crezi, atunci când vrei, atunci când poți, poți să cânți refrenul acestei cântări: e știind că e viu. Pentru că eu știu că și Hristosul meu e viu. Pentru că eu știu că Dumnezeu niciodată nu pierde controlul. Pentru că eu știu că Dumnezeu are soluțiile absolute. Pentru că eu știu că Dumnezeu e cel atotputernic. Știind că e viu, pot învinge teama. Și eu sunt viu. Și eu trăiesc prin harul lui Dumnezeu. Și în seara asta, dragii mei, ascultați-mă bine, Dumnezeu mai vrea să-ți dea putere să poți, Dumnezeu mai vrea să-ți dea putere să crezi, Dumnezeu mai vrea să-ți dea putere să vrei. E seara în care Dumnezeu vrea să te ia de mână și să te învețe să faci din viața ta o proclamație. Aș vrea să cântăm cântarea asta cu toți. Haideți să ne ridicăm în picioare. El ne-a iubit venind în lume ca noi pierduți să fim salvați. Prin sângele vărsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat. Glorie lui Dumnezeu.